Sunt omul care trăiește între două culturi, între două sensibilități, care are rădăcinile în România și aripile în Franța. Matei Vișnec ajunge în această stagiune de toamnă pe scena teatrului Vasile Alexandrii din Bălți. În unul dintre interviurile sale, cu prilejul obținerii premiului special UNITER pentru cel mai jucat dramaturg român contemporan, Matei Vișnec zicea că a ajuns, la acel moment, la o anumită satisfacție deplină, investindu-se spiritual în toate teatrele mari din țară. În această toamnă, Matei Vișnec vine la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, acordând libertate regizorului Dumitru Griciuc să monteze piesa Călătorul prin ploaie. Renumitul dramaturg era student când a scris această piesă, unde poetica a fost înfiptă în mod natural. Regizorul Dumitru Griciuc a preluat această stare de călătorie prin boemă, unde ploaia devine un ingenios procedeu de a modifica după voie imaginea personajelor din piesă, obținând astfel cele mai neașteptate efecte emoționale. Din proroci, unul Matei, pe care este de o datorie a fiecărui teatru național să-l aibă în repertoriu. Vă salut cu mult drag că ați ajuns și la Bălți. Cred eu că ați ajuns la Cahul după ce am fost noi la Cahul, la acel festival de teatru fără frontiere, în speranță că poate de la Sud vom prelua și noi pe parcursul anilor și va fi un festival de teatru și la nordul țării. Vreau să spun că stagiunea de anul ăsta am deschis-o noi la 11 septembrie, am fost alături de spectatorii noștri o lună, apoi le-am dat răgaz, luna lui octombrie, Teatrul Național Vasile Alexandrii a colindat partea de nord a țării, deci am avut un turneu de o lună prin localitățile din nordul țării. Și astăzi le-am pregătit această premieră și mulțumim cu mult drag, am să zic cum am început, apostolului Matei, că ne-a oferit cu drag această piesă. Era frumos că astăzi seară să-l fi avut alături, dar ne-a promis că în lunele următoare neapărat va veni la noi la teatru să vadă acest spectacol. Deci asta este, muncă și să sperăm că veți face o cărare bună și bătută spre Bălți de la Chișinău, pentru a aduce aceste noutăți teatrale de aici, din Teatrul Național Vasile Alexandrii. A început într-o după-amiază de toamnă, după ploaie. Îmi amintesc bine că am ieșit cu toții afară să vedem cum arată aerul după ploaie. În gara părăsită în care enigmaticul călător prin ploaie ajunge, șeful gării, casierul și hamalul și numai puțin ingenua Ioana, în fond o complice a celorlalți, ascund sub blazarea și inerția lor un trecut dubios, lăsând să se ghicească că ar fi comis o serie de crime asupra precedenților călători prin ploaie. Atunci a apărut el! Tu ai rolul principal în acest spectacol. Îl citez acum pe Matei Vișnic și spun că esențial într-un teatru, de fapt, nu este textul, dar replica. Ți-a fost ușor să digerezi piesa, rolul, cu textul? Cum ai lucrat? Noi această piesă am citit-o încă pe vremea când eram studenți la facultate. Am lucrat un fragment și acum chiar am fost foarte fericit că am ajuns să lucrăm chiar în repertoriul teatrului, să facem, să montăm piesa Călătorul prin ploaie. Textul, desigur că este unul filosofic, unul de absurd, unul de meditație adâncă. Desigur că trebuiește să, împreună cu regizorul, să-l deșghioci, să-l analizezi, să-l treci prin tine. Ca să poți transmite spectatorului sau să poți intra într-un rol, este nevoie de foarte mare sacrificare, atât spirituală cât și fizică chiar. Este așa o zicătoare sau o replică în teatru că dacă nu ai emoții, atunci nu ești om. Desigur că sunt emoții, mă strădui să mi le adun și să le concentrez, să le transform în niște emoții productive.
Câteva replici din această piesă care ți aparține. Cred că am să zic că replica cu Marea, pentru că pe parcursul spectacolului călătorul are tendința de a ajunge la mare, la țărm. Așa. Poți să-mi o spui, te rog? Am să-ți arăt și oceanul. Știi ce înseamnă oceanul? Oceanul este alcătuit din mii și mii de păcături rotunde de apă care se răstogolesc dintr-o parte în alta. Iar pe țărmul oceanului plouă în fiecare zi și acolo nici nu trebuie să aștepți ploaia, pentru că acolo trăiesc cei mai mulți călători prin ploaie. Domnule, cum se face că v-ați rătăcit? Nu știu. De ce se rătăcesc toți călătorii prin ploaie? Hai, spune-mi! E un fel de boală, Ioan. Ce fel de boală? Nu mai simțim ploaia. Alte dăți o simțeam cum se apropie. O simțeam cu 2-3 zile înainte. Tema spectacolului este o descriere a revoltei conduse de euul liric. O revoltă care constituie atât manifestarea tristeții, cât și a nemulțumirii. Prin ploaie, dorind să evidențieze atmosfera generală. Tot mai puțin, tot mai singur. De ce? Pentru că nu au ce-și spune. De altfel, nici nu au dreptul să vorbească în timpul ploii. Cine vorbește în timpul ploii se rupe ceva în el și nu mai poate călători niciodată. Aici îmi place în Matei Vișnic ca autor, el niciodată nu pune ceva în plus. Adică tot despre ce este vorbit în text, e numai decât folosit în scenă. Nu cred că are el ceva cu școala lui Stanislavski, dar, cum a zis Marele Stanislavski, că dacă este o armă de foc pe scenă, ea numai decât trebuie să împuște. Așa e și la el în piesă, adică toate obiectele în scenă au o semnificație. Și la prima vedere poate nu sunt atât de semnificative, dar până la finalul piesei vedem că fiecare obiect, același ceas al gării care se oprește, același clopot, același sunet de tren, sunt niște lucruri care sunt substanțiale și sunt foarte principiale pentru tot și pentru dezvoltarea, pentru linia roșie a piesei. Ți-ar plăcea ca în sală, în calitate de spectator, să-l avem pe Matei? Numai decât. Aș vrea chiar, după ce ar privi spectacolul, chiar să văd care e opinia lui asupra spectacolului, pentru că, la prima vedere, când citești piesa, e foarte statică. Doamne, ajutați-mă să mă ridic! Da, domnule! Da, domnule! Să plecăm! Se face fric! Da, domnule, da! Domnule, niciodată nu trebuie să ai încredere în acești călători prin ploaie! Eu, domnule, din prima am bănuit că așa se va întâmpla! Niciodată nu trebuie să te încrezi în acești fandosiți, în acești așa zis călători prin ploaie! Absolut! Toate piesele lui Griciuc au luat premii la festivalul național, adică premiile Unitem. Am apărut pe scene din România și am fost primiți cu extraordinară plăcere. Adică Griciuc e un om aparte, cred eu, în ceea ce ține de regie teatrului nostru românesc.
pentru că el are o viziune cu totul și cu totul aparte, el fuge permanent de ideile fixe, el fuge de clișeuri, fuge de ceea ce se numește, nu știu cum zic rușii, de bătovism. Piesa are un limbaj foarte poetic, foarte conturat, bine, este amplă, este complexă și trebuie să spun că este complicat. Chiar pe bune este complicat, dar cu toate astea totuși este foarte interesant. Cu cât materialul este mai divers, mai complicat și noi suntem cointeresați să ne iasă cu atât mai bine. Domnule, adevărul e că noi niciodată n-am mai întâlnit un călător prin ploaie. Dar ați picat la un moment foarte potrivit. Plouă, măcar o dată pe săptămână. Știți, eu de pildă niciodată nu i-am înțeles pe călători prin ploaie. Dar de fapt, dumneavoastră, ce simțiți? Cum e posibil așa dintr-o dată să vă vină să călătoriți prin ploaie? Adică, de ce ați avea nevoie de ploaie? Nu știu. Nu știți? Nu știe. Nu se poate să nu știți. Trebuie să știți. Ce face un șef de gară, de fapt într-o gară moartă, unde nu a trecut niciodată niciun tren? Ce se întâmplă în această piesă? Veghează. Sunt puse zavoarele și șeful gării ia seama să nu se fure, să nu se dărâme ceva. Concentrați-vă! Nu știu, doamnă, lăsați-mă în pace! Când vezi, vezi, trebuia să-mi dau seama! Domnule, gândiți-vă bine! Trebuie să ne spune și nouă, trebuie să aflăm și noi, trebuie să știm totul! Trebuie să știm totul! Nu știu! Prin sintagma călătorii prin ploaie, ni se prezintă oamenii care sunt foarte deciși și siguri pe ei, care luptă să câștige împotriva tristeții, chiar și în cele mai grele momente, când trebuie să arate cât de uniți sunt prin ploaie, prin frig, prin vânt, când toți ar aștepta ca ei să se dea bătuți. Călătorul prin ploaie vă dă întâlnire în această stagiune la Naționalul din Bălți. Așa că trebuie să om, tot așa și noi în timpul ploii suntem tentați să călătorim. Asta-i tot. Asta-i tot? Dar nu se poate să fie numai atât. Mai spuneți, domnule, mai spuneți. Domnule, mai spuneți, amintiți-vă tot. Poate vă mai amintiți ceva. Nu mai amintesc nimic. Nu mai am ce să vă spun. Pur și simplu călătorim. Când ploaia începe, pornim și noi. Când ploaia se oprește, ne oprim și noi. Asta. Thank you.